O pensionară din Cluj a fost surprinsă în timp ce rupea oglinzi și zgâria mașini. Filmarea în care se aude cum femeia rupe oglinda mașinii, iar apoi pleacă liniștit, a fost realizată cu o cameră video montată în autoturism. O pensionară ce locuiește pe calea Turzii în Cluj-Napoca este acuzată de vecini că le zgârie mașinile frecvent. Aceasta a fost surprinsă cu o cameră video în timp ce rupea oglinda unei mașini. Incidentul s-a produs pe strada Alba Iulia din Cluj-Napoca. Proprietarul mașinii susține că această femeie este cunoscută pentru că zgârie autoturismele parcate în zonă. Păgubitul a făcut publică filmarea, care a revoltat o mare parte a populației din Cluj.